Aceasta a constituit în realitate o luptă între zilele de închinare și între calendarele utilizate pentru a calcula aceste zile de închinare. Satan, așa cum a fost prezis în Daniel, a încercat să schimbe vremile și legea. Această controversă a durat aproape două secole până când Constantin a intervenit în favoarea episcopilor romani, scoțând în afara legii al grup. Pentru mai mult de o mie de ani, Biserica Scoției s-a închinat încă în sabatul zilei a șaptea și a respectat Paștele după vechiul calendar biblic. Sub influența unei regine romano-catolice, Scoția a pus deoparte în cele din urmă credința curată pe care ea a păstrat-o încă din timpurile apostolice, dar mai târziu a fost una dintre primele țări care au îmbrățișat revenirea la adevăr în timpul reformei protestante. Păzirea zilelor de închinare contrafăcute îl dezonorează pe creator. Agățându-ne de sărbătorile păgâne și refuzând să ținem sărbătorile lui Yahua, încălcăm legea divină. Yahua a dat legea sa pentru binele poporului său. Toți cei care astăzi distrug legea sa sunt pur și simplu pe urmele vechiului Israel, deoarece repetă aceeași apostazie. Și le-am dat statutele mele și le-am arătat judecățile mele pe care dacă un om le împlinește, va trăi în ele. Mai mult, le-am dat de asemenea sabatele mele. <coughs> Să fie un semn între mine și ei ca să știe că eu sunt Iahua care îi sfințește. Cu toate acestea, casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva mea. Ei nu au urmat statu statutele mele, au lepădat judecățile mele pe care dacă un om le împlinește va trăi prin ele și au pângărit foarte mult sabatele mele ce am pus copiilor lui Israel în pustie, nu umblați în statutele părinților voștri, nici nu țineți judecățile lor, nici nu vă pângăriți cu idolii lor. Eu sunt Iahua, Eloahul vostru, urmați statutele mele, păziți judecățile mele și împliniți-le, sfințiți sabatele mele, iar ele vor fi un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Iahua, Eloahul vostru. Ezechiel 20, cu 11 la 13 și 18 la 20. Semnul dintre Iahua și poporul său nu este doar sabatul zilei a șaptea, păstrarea tuturor sărbătorilor care Constituie o parte a legii statutelor sunt incluse în acest semn. Aceste sărbători sunt enumerate în Leviticul 23 și prima sărbătoare din listă este Sabatul zilea șapte. Semnul dintre Iahua și copiii săi este închinarea dusă creatorului în timpul tuturor adunărilor sale cele sfinte. În aceste ultime zile, Iahua face apel la toți să se întoarcă la adevărata închinare în toate zilele sale declarate Sfinte. Sabatele săptămânale, lunile noi și sărbătorile anuale. Cei care se întorc la Iahua și păstrează legea lui, le este dată o frumoasă făgăduință, promisiunea unei inimi noi. De aceea vă voi da o inimă nouă și un duh nou, voi pune în voi și voi lua inima de piatră din carnea voastră și vă voi da o inimă de carne și pune duhul meu în voi, care vă va face să umblați în statutele mele și să păziți judecățile mele și să le împliniți, Ezechiel 36 cu 26 și 27. Promisiunile sunt pentru toți cei care păzesc poruncile, judecățile și statutele lui Yahua, pentru cei care umblă în judecățile mele și respectă și împline statutele mele, Ezechiel 37 cu 24. Iahu a promis, voi face un legământ de pace cu ei, acesta va fi un legământ veșnic și îi voi așeza, îi voi mulți și îi voi pune în locașul meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. Locuința mea va fi cu ei, dar eu voi fi eloahul lor și ei vor fi poporul meu. Ezechiel 37 cu 26 și 27 în acest timp în care adevărul va fi restaurat, Iahua își îndeamnă poporul. Aduceți-vă aminte de legea lui Moise, robul meu, pe care am poruncit-o în hore pentru tot Israelul împreună cu statute și judecăți. Maleah 4 cu 4 Stați deoparte de toate zilele de închinare contrafăcute și de sărbătorile păgâne. Cistiți-l pe Creator dumneavoastră închinându-vă lui în toate zilele sale sfinte, calculate prin sistemul său stabilit de păstrarea timpului calendarul lunii solar de la creațiune. Fericiți de cei fără prihană în calea lor care umblă în legea lui Yahua. Tu ne-ai porunci să păzim poruncile tale cu sârguință. Voi păstra statutele tale. Învață-mă, o Yahua, calea statutelor tale și o voi ține până la sfârșit. Deci voi păstra legea ta continuu în vecii vecilor. Psalmul 111